Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta setup-ul meu de pe care editez, exportez videourile pe YouTube și de pe care nu mă joc. Asta n-a avut logică. Bun, înainte de a începe, vreau să vă rog să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe neapărat. Și da, acum haideți să începem. Tastatura: Red Dragon Knight S101 BA1. Este o tastatură semi-mecanică, foarte bună, are luminițe, dacă puteți observa. Și multe taste are și n-am loc. Este o tastatură foarte bună, își face treaba foarte bine, n-am avut absolut nicio problemă cu ea de când o am de un an. Mouse-ul Red Dragon Knight, același model ca tastatura. Când este în funcțiune, face pe aici cu roșu, are un fel de RGB cu roșu. Pe aici o să fie tot, sunt tot RGB, numai că uitați pe aici și aici. Bun. Este un mouse care își face treaba foarte bine, este foarte bun. Singura problemă pe care am cu el este cu firul, în rest are DPI, are tot ce poți să-ți dorești la un mouse. Este de gaming, da, ăstea două știu că sunt de gaming. Ăstea le-am primit cadou de la purașul de Paște, doar le folosesc și pentru office. Normal că am și un setup de gaming, ăla o să vi-l prezint când o să fac 30 de abonați, dar da. Dacă vă abonați cât mai repede, o să vi-l prezint și pe acela. Bun. Acum trecem la mousepad. Asta să dau și ăsta. Red Dragon Knight Ursalon. Foarte bun. Este gigantic, după cum puteți observa. Și da. Mouse-ul, am uitat. Nu știu, cred, ați văzut 100%. Are și butoane laterale. Dacă puteți observa. Are butoane laterale. Camera cu care mă filmez, fac școală online și altea, este un Sirius SRXW, foarte bună, 720p, rezoluția 1280p pe 720. Este o cameră foarte bună, lucrează foarte bine și da. Acum căștile. HyperX Fury, e cu microfon. Avem aici, stați așa un pic că nu pot, avem aici, putem să-i dăm, să-i punem microfonul pe mut, da, nu se vede foarte bine, știu, și să funcționeze. Aici de pe rotițele astea dăm să se audă mai încet, mai tare, niște căști foarte bune și fac treaba extrem de bine și da. Monitorul, o parte foarte importantă din setup. AOC 201S, se vede și modelul. Poate scrie acolo 2018. Cică lucrează cu Windows Vista, dar nu lucrează. Și da. Acum o să trecem la unitatea mea centrală, care este formată dintr-un i3-2120 la 3.30 GHz de 2 core-uri și 4 thread-uri, o placă video GeForce G210 de 1 GB pe 64 de biți, 4 GB de la Goodram DDR3 la 1333 de MHz, o unitate optică de la Speed Plus, o sursă de 450 de W de la Deluxe și o placă de bază MS768 de la Gigabyte. Da, nu se vede nimic, știu. Placa video, vreau să mai vă arăt o chestie, are HDMI, VGA, știu că nu se vadă nimic oricum, și DVI. Are o placă video dedicată și una integrată. Da? Știu că o să mi se vadă de degetul acolo. Da. Ea când am cumpărat-o,
nu am cumpărat eu, au cumpărat-o părinții mei. Atunci când au cumpărat-o ei în 2011, era de gaming, dar da, fiindcă vedeți aici are un model de ăsta așa de mai de gaming și este, fiindcă am căutat-o pe net. Bun. Aici avem două USB-uri 2.1 sau 2.1 sau 2.2, nu știu exact. Aici avem butonul de pornire și butonul pentru... Ce credeți? Ăsta e butonul de pornire. O să apăs pe el. Și ăsta e butonul pentru unitatea optică. Când apeși pe ăla, bum, se deschide. Dar în cazul meu se deschide, fiindcă am firele astea. Bun. Aici am niște cable management, dacă puteți observa. Și acolo o să rămâneți surprinși. Cred că ați mai văzut deja. Am un televizor de la Samsung Smart. Uite, avem aici și telecomanda cu comenzi vocale, tot ce vrei, frate. E? Și astea, cred că ați ghicit ce sunt, sunt niște AirPods-uri. Da, sunt AirPods-uri. Foarte bune, l-am luat, l-am prins la reducere. Da. Acesta este o chestie, nu știu cum se numește, dar tot ce știu e că pui încărcătorul pe aici și stă drept. Aici mi încarc eu telefonul. Și da, cam asta este tot. Și mai am aici și o imprimantă de la Konica Minolta. Da, bun. Cam acesta a fost tot setup-ul meu de gaming. Eu am fost Gabi și ne revedem data viitoare. Bye!